Tragedie în India, unde un autobuz plin cu oameni a căzut într-un canal, zeci de pasageri și-au pierdut viața înnecați, câteva persoane, printre care și șoferul au reușit să se salveze. 40 de oameni s-au înnecat după ce autobuzul în care se aflau a căzut în canalul plin cu apă. La momentul producerii accidentului, autovehiculul transporta în jur de 50 de pasageri cu mult peste capacitatea lui maximă. Potrivit autorităților, accidentul s-a produs după ce șoferul a scăpat de sub control autobuzul, după care a lovit un pod și, într-un final, a căzut în canalul plin cu apă. Din cauza că autobuzul era complet scufundat, salvatorii ajunși la locul tragediei au fost nevoiți să reducă debitul apei din canal pentru a ajunge la oamenii prinși înăuntre. În India, accidentele rutiere sunt una dintre cauzele principale ale mortalității. Infrastructura proastă, combinată cu nerespectarea regulilor de circulație, au făcut ca doar în 2019 în jur de 150.000 de persoane să moară în accidente rutiere.